Alo, alo, stimați telespectatori, prerivai în vaș pe acasă, deci nu, anteriorul, 2-3-5 minute în urmă am avut un live și în loc de Igor Grosu spunem Ion Grosu, măcar că mă gândeam la Igor, dar nu știu de ce spunem Ion, cred că Ion oleacă e un nume mai popular. Deci Igor Grosu, probabil, pentru cei care intră acum, da, mai fac o dată live cu Igor Grosu, pentru că l-am numit Ion Grosu. Rezumat, din 2002 se ocupă omul de economie și a fost mâna dreaptă la toți boșii, toți șefii, toți economiștii, da? Și acum în programul lor, în programul lui punct forte, asta se stabilizează și schimbe situația economică Republicii Moldova spre bine. Haideți să ne dăm întrebarea, dar 18 ani, Igor Grosu, cu ce te-ai ocupat? Care acum e prasvitlenia sau imbu asupra la capul tău că de azi încolo situația economică o vei schimba? Și te rog un plan concret cu punctele care să le îndeplinești tu zi cu zi ca să se schimbe situația economică. Mersi mult, ceau!